Ladies and gentlemen, it is being announced the official signing of a financing agreement between the Government of the Republic of Moldova and the European Union of the program Confidence Building Measures. Signing for the Government of the Republic of Moldova, Mr. Vladimir Filat, Prime Minister of the Republic of Moldova. Bugetul acestui program este de 13,1 milioane euro, din care 12 milioane euro reprezintă fonduri europene, sunt fonduri nerambursabile, iar 1,1 milioane euro sunt finanțate de către PNUD. Perioada de implementare a acestui proiect este de 5 ani. Potrivit Programului Național Indicativ pentru anii 2011-2013, program care are o valoare de 273 de milioane de euro, iar din această sumă, 15% urmează să fie destinate regiunii Transnistrene. Și în acest sens vreau să vă spun că pentru anul 2013, pentru acțiuni, în acest sens vor fi direcționate circa 28 milioane euro. Acest proiect își propune să fortifice, să consolideze cooperarea între cele două maluri ale râului Nistru în domeniul dezvoltării mediului de afaceri, în domeniul medical, în domeniul social. Am reabilitat deja anumite facilități medicale cu ajutorul trainerilor, formatorilor noștri și, de asemenea, își propune să reabiliteze infrastructura socială. Am creat deja două centre de business de afaceri în Tiraspol și în Bender și intenționăm să mai creăm încă un centru de business și în Râbnița. Vă mulțumim și vă dorim succes.